Discutăm pe acest canal foarte des de ce ar trebui să cumpărăm sau de ce ar trebui să investim în anumite companii, însă vorbim foarte rar despre motivele care ar trebui să ne determine să vindem acele companii. Ei bine, în videoul de astăzi o să discutăm motivele care să ne aducă în punctul în care să nu mai fim investitori în aceste companii și dacă rămâi până la sfârșit, o să vezi și eu dacă aplic aceste principii fundamentale de vânzare ale companiilor. Te salut, Cristian Târboiu, sunt consultant financiar și investitor în piețele financiare. Și haideți să vedem cam care ar putea să fie motivele care să ne ducă în punctul în care să vindem investițiile pe care le avem. Pentru că Warren Buffett a spus în felul următor: în mod normal nu ar trebui să vinzi niciodată companiile pe care le cumperi, însă, în realitate, și el vinde și cumpără companii. Da? Deci nu este un lucru nemai întâlnit chiar și de mari investitori. Trebuie să pornim de la bază. Primul motiv care te-ar putea determina să vinzi o companie ar fi acela că ai nevoie de bani. Am nevoie de bani. Din nefericire sau din fericire pentru aceia care au investiții, cel mai des din nefericire, sunt foarte mulți investitori de retail care își vând investițiile pentru că au nevoie de bani. Mare atenție! În cazul în care tu îți pui toate economiile în investiții, înseamnă că faci ceva greșit. Pentru că investițiile ar trebui să fie ultimul pas în viața ta financiară. Adică prima dată ar trebui să ai un fond de urgență și ar trebui să ai un fond de siguranță, astfel încât să îți permită să nu-ți vinzi investițiile. În cazul în care nu ai fond de urgență și fond de siguranță la care să apelezi în situații mai puțin dorite, construiește-le pe acelea mai întâi și apoi vino și investește. În realitate, observ de foarte multe ori oameni care vând acțiuni, ETF-uri și alte investiții pe care le au și îi întreb: dar de ce ai vândut? Păi îmi trebuiau banii că trebuia să mă duc la o nuntă sau îmi trebuia pentru că a trebuit să schimb mașina sau lucruri de genul acesta. Da? Deci nu fă așa cum face majoritatea, tu iai decizii mai potrivite sau mai înțelepte decât face majoritatea. Acum mai sunt unii oameni care spun: da, mă, Cristi, dar eu am făcut investiția asta, a crescut cu 20%, vând ca să-mi iau profit. Nu, foarte bine, doar că nu te mai chem investitor, te chem trader, care este cu totul și cu totul alt lucru. Investitorii nu vând în momentul în care au profit. Investitorii țin investiția până în punctul în care se întâmplă mai multe lucruri. Da? Deci acest prim punct, eu aș prefera ca tu să nu-l accesezi niciodată, să nu ai nevoie niciodată de acești bani, însă în realitate se mai întâmplă să avem nevoie de bani. Bun, când ar trebui să vând pentru că am nevoie de bani? Păi în momentul în care rata de retragere sigură, care e undeva între 3 și 5%, îți asigură ție că nu o să rămâi niciodată fără bani în această investiție. Adică dacă investiția îți produce 10% pe an, 15% pe an, și tu scoți doar 4%, maxim 5%, păi nu o să rămâi niciodată fără bani în aceste investiții. Pe lângă asta, ești acoperit și de inflație. Da? Deci poate să fie un moment bun de a vinde când ai nevoie de bani, doar că în momentul în care rata sigură de retragere îți permite să nu rămâi niciodată fără bani în aceste investiții. Bun. Un al doilea punct pe care aș vrea să-l aduc în vedere este că ar trebui să vinzi în momentul în care ți se invalidează, sau schimbă teza investițională inițială. Adică, în momentul în care alegi să cumperi o companie, tu îți faci o teză investițională, te uiți pe rapoartele financiare ale acelei companii și vezi ce rezultate are pe ultimii 5-10 ani. De ce ne interesează în momentul în care ne uităm pe rapoartele financiare? Păi ne interesează ca veniturile să fie în creștere, cheltuielile să fie în scădere, profiturile să fie în creștere și, bineînțeles, cererea din piață pe acea acțiune să fie în creștere. Este suficient aceste lucruri? Sunt suficiente aceste lucruri? Nu, nici pe departe nu sunt suficiente. Mai sunt și alte lucruri pe care ar trebui să le luăm în calcul, însă acestea sunt niște lucruri de bază. Ce ne mai interesează este că echipa de management care conduce această companie sau aceste companii în care aleg să investesc, trebuie să fie echipe de management foarte capabile, cu resurse care să crească compania, resurse intelectuale mă refer.
Și în cazul în care se schimbă echipa de management la un moment dat, pentru că echipele de management se mai schimbă din când în când la unele companii, atunci aceste schimbări pot duce către instabilitate. Și în cazul în care o să vină o echipă de management nouă în care tu nu ai încredere, păi atunci poate ar fi bine să îți iei profiturile și să mergi în altă parte cu această investiție. Da? Deci în momentul în care se schimbă teza investițională, în cazul în care nu se schimbă teza investițională, în piață întotdeauna vor exista fluctuații de preț. Prețul unei acțiuni va crește, va scădea, pentru că cererea din piață poate să crească și să scadă de la o perioadă la alta în funcție de foarte, foarte mulți parametri. Însă dacă teza ta investițională rămâne identică și în continuare compania este o companie bună, care are profituri în creștere, care are vânzări în creștere și ai încredere în echipa de management, atunci nu ar trebui să o vinzi. Ar trebui să o păstrezi în continuare în portofoliul tău. Pentru că este o companie bună care poate să-ți producă și în viitor mai mulți bani. Da? Deci primul punct pe care l-am întâlnit eu foarte des pentru că am nevoie de bani, aș prefera să nu ajungem în punctul în care să avem nevoie de banii din investiții. Un al doilea punct pe care Warren Buffett îl aduce foarte des în vedere este când se schimbă teza investițională. Da? În al treilea punct, care este mai rar discutat și, din nou, pe care eu aș prefera să-l folosim cât mai rar, este dacă găsim o investiție mai bună. Adică, dacă în momentul ăsta, dau un exemplu, să zicem că am cumpărat acțiuni la Apple, care Apple în această perioadă are venituri în scădere, deci profituri în scădere. Deci, oarecum ar tinde să se schimbe teza investițională inițială, unde noi am spus că ne interesează ca profiturile și vânzările să fie în creștere. Și eu găsesc o altă companie care are vânzări în creștere, are profituri în creștere, pe atunci eu aș putea să iau banii din Apple și să-l pun în compania aceasta, care îmi produce mai mulți bani decât mi-ar produce Apple. Da? Asta nu înseamnă că Apple este o companie slabă sau este o companie care nu va mai produce randamente pozitive în viitor, ci înseamnă că eu pot să iau randamente mai mari din altă parte. Din nou, în momentul în care eu iau această decizie, nu am așteptarea să se întâmple lucrul ăsta neapărat peste noapte, pentru că Apple este o companie cu vechime în piață și dacă aleg să merg cu acești bani către o companie care este la început, atunci e posibil să existe fluctuații mai mari. Din nou, fii atent la profilul de investitor care ești tu și nivelul de risc pe care ți-l asumi, pentru că în cazul în care tu nu poți să digeri un nivel de volatilitate ridicat în portofoliul tău, poate ar fi mai bine să rămâi cu banii acolo în locul unde ți-a produs până acum. Acum, să știi că mai sunt și alte motive care ar putea să ne ducă în punctul în care să vindem investițiile pe care le avem. În realitate, aceste trei puncte sunt cele pe care eu le întâlnesc cele mai des. Întrebarea este, folosesc și eu aceste repere pentru a vinde acțiunile pe care le dețin? Da, 100%. În realitate, în momentul de față, eu nu am nevoie de banii din investiții, pentru că am alte surse de venit care îmi produc bani și atunci toate investițiile mele nu or să ia în calcul primul punct. Adică eu nu o să am nevoie de banii aceștia din investiții. Deci, acest prim punct, eu nu-l iau în calcul. Al doilea punct, punctul în care ne interesează să păstrăm teza investițională inițială, da, le iau tot timpul în calcul. Nu doar în investiții, și în viața reală noi facem același lucru. Mai atenție, investițiile sunt foarte asemănătoare cu viața reală. E ca atunci când îți alegi un partener. Dacă în momentul în care îți alegi un partener, îți alegi un partener care are potențial de viitor și are un potențial de creștere alături de tine și la un moment dat nu mai are acest potențial, mai mult decât atât, îți și demonstrează că nu crește și stagnează sau de ce nu, poate și scade, pe atunci cel mai probabil nu o să mai alegi să stai cu acel partener. E la fel și cu investiția într-o companie. Dacă compania și-a infirmat teza inițială și nu o mai respectă, păi atunci eu probabil o să-mi scot bani din această investiție. Și al treilea motiv, la fel, pe care eu îl folosesc, este momentul în care găsesc o investiție mai bună. Dacă o altă companie are potențialul să-mi producă randamente mai mari decât compania în care sunt investit deja, atunci o să-mi scot banii și o să-i pun în compania în care o să obțin randamente mai mari. Acum, acestea sunt punctele pe care eu le folosesc în această lume investițională. Dacă ți-a plăcut, te rog, lasă-mi un like și un subscribe și spune-mi în zona de comentarii
tu ce motive folosești în momentul în care vinzi o acțiune sau o companie sau o investiție? De ce faci această vânzare? Care este scopul final? Astfel încât să începem împreună o discuție interesantă. Și până data viitoare, te salut!